Vă salut cu pacea Domnului la început de sabat și doresc ca binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse asupra tuturor, celor prezenți aici și celor care participă cu noi la închinare mai de departe. Vă rețin atenția pentru câteva momente cu câteva informații despre programul din sabatul acesta. În seara aceasta, meditația va fi prezentată de fratele pastor, intitulată Strigăt din Seir. Mâine dimineață avem un aspete deosebit, cunoscută câtorva membri din biserica noastră. Este vorba de Dr. Tammy Bradshaw, psiholog clinic, de factură creștină, cu o experiență deosebită, care merită ascultată. Dânsa va vorbi mâine despre ideea de a sta bine ancorat într-o lume confuză. Bine ancorat se referă la ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Mâine după amiază vom avea parte de o predică prezentată de fratele Teodor Huțanu, online. Vă mulțumesc pentru atenție. Vom continua programul din seara aceasta cu o rugăciune și o voi invita pe sora Bădoiu să ne conducă în rugăciune. Vă invit să ne ridicăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, suntem prezenți aici pentru că știu că și Tu ești prezent cu noi. Te rugăm să ne binecuvintezi așa cum stăm, binecuvintează și predica, mesajul, ajută-ne Tu ca să o primim ca de la Tine și să o punem și în practică. Îți mulțumim pentru săptămâna care a trecut, îți mulțumim pentru sabatul acesta minunat, te rugăm să fii cu noi și să fii cu tot poporul Tău acolo unde este, să ne dai Tu belșug de binecuvântări cerești, să înțelegem voia Ta și să facem ce este plăcut înaintea Ta. Te lăudăm și Te mărim prin Domnul Hristos. Amin. Thank you.
A venit vremea, frații mei, să vorbim despre dor de cer. Și a venit vremea să vă întreb dacă vă mai este dor. Se duce timpul, se duc generațiile. Se întâmplă lucruri profetice la care ne așteptăm sau nu. Și în timp ce se zice că luna aceasta Pământul a reușit odată să se învârtă mai repede decât obișnuit. Adică ziua, nu luna aceasta, cred că 29 iulie a fost, pe data de 29 iulie. Rotirea Pământului s-a completat cu câteva sutim de secundă mai repede decât obișnuit. Și oamenii de știință spun că lucrul ăsta s-a mai întâmplat încă o dată sau de două ori. Și lucrul ăsta, în sfârșit, la nivel de sutime de secundă, cine observă și ce contează. Dar lucrul ăsta mă face să înțeleg cât de stabil e Universul lui Dumnezeu. Când se întâmplă o abatere de o sutime, două, trei de secundă, lumea deschide ochii și spune: aoleu, dar dacă începem să ne învârtim mai repede, unde ajungem? Războaie și vești de războaie înconjoară lumea pe toate părțile. Europa, ne-am obișnuit. Dacă pornește și în China de sud, cum e? Cum e? În anii 80 se vorbea foarte mult despre primejdia bombei atomice și pentru ca oamenii să fie conștienți că trebuie să facă ceva, existau informații, filme cu efectele bombei atomice. De vreme sau în ultimul timp nu s-a mai prezentat nimic de toate lucrurile astea. Parcă cineva ar dori să nu ne mai fie teamă. Și se vorbește din ce în ce mai mult despre faptul că ne îndreptăm spre un al treilea război mondial. Atomic. Tot așa, prin anii 70, existau glume care spuneau al treilea război mondial, cum se va purta? Și unul spunea, se va purta cu măciuci. Și celălalt întreba, dar de unde piatră pentru măciuci? Cu alte cuvinte, se schimbă lumea. Și în timp ce parcă lumea mea intră într-o zonă așa de nebunie, Iisus Hristos spune că revine. Vreau să vă întreb, de ce contrastul acesta? Iisus Hristos care spune, eu vin, și lumea care își pierde controlul. Nu cumva pentru ca din ce în ce mai mult revenirea Domnului Iisus Hristos să capete un caracter necesar, normal, să fie singura soluție pentru o lume nebună, nebună, nebună. Nu cumva faptul că Mântuitorul a spus că va veni frumos pentru ai Lui ar trebui să nască în inima noastră așa, pe nesimțite, dar din ce în ce mai mult, un dor ca niciodată de cer. Ca niciodată. Uneori stăm acasă, de oboseală, de comoditate, de o mulțime de motive. Probabil că e mai bine să stai în pijama decât în costum. E mai confortabil. E mai confortabil să deschizi televizorul și tu să stai pe o pernă întins. E mai confortabil. Aș vrea să spun doar atât. Dacă vrei să faci biserică, trebuie să te și pregătești pentru biserică. Știți că există
La școală, în ultima vreme, există un obicei. Clasa în pijamale. O știți? O zi pe an, toată lumea are voie să vină la școală în pijamale. Și profesorii vin în pijamale? Da, mă rog. Nu știu dacă pijamalele scot din funcțiune școala. Dar știu că închinarea s-ar putea să fie scoasă din funcțiune de multe din comoditățile noastre. Pentru că a face biserică înseamnă să te pregătești. A face biserică înseamnă să ieși din zona ta de confort, din zona ta de nu pot, din zona ta de fiecare clipă a casei tale, și să ieși undeva spre Dumnezeu și Dumnezeu să-ți spună: scoateți încălțămintea din picioare. Că locul pe care calci este sfânt. Și Dumnezeu să spună cumva că pentru ca să faci biserică trebuie să te pregătești. Poate că Dumnezeu trebuie să ne reînvețe pe cei în vârstă și pe cei tineri că la tronul lui Dumnezeu, undeva în prezența lui, heruvimii au o poziție de respect sfânt cum nu se mai întâlnește în altă parte. Cu două aripi își acopere fața, cu două picioarele. Vreau să te întreb, tu când? Tu când? Pentru că a face biserică nu înseamnă ca cineva doar să vorbească și eu să nici nu-mi dau seama că e cuvântul lui Dumnezeu, ci să am impresia că este vorbirea unui Cicero, foarte bun la vorbă. Apostolul Pavel spune palavragiul veacului acestuia. Vreau să vă spun limpede, un palavragiu puteți să-l ascultați la televizor fără nicio problemă. Dacă vreți să faceți o biserică, lăsați pe Dumnezeu să vă spună să vă pregătiți. Și veniți pregătiți. Scoateți încălțămintea din picioare dacă este cazul. Dacă prezența lui Dumnezeu pentru tine este mai puternică, acopereți fața. Acopereți picioarele. Caută în garderobă cele mai bune haine pe care le-ai pregătit pentru ceva și vino ca să te întâlnești cu Dumnezeu în cele mai bune straie ale tale. Asta e biserică. Recitiți capitolul acela în care Louis de Berken, tragedia veacurilor, vorbește despre acest reformator care în momentul în care a fost luat și dus la locul de execuție s-a îmbrăcat în hainele lui cele mai frumoase, ca și când ar fi mers la sărbătoare. De ce? Vreau să vă întreb. A construit o biserică acolo în carul acela de execuție sau nu? Ellen White vorbește și spune că oamenii se uitau la el și nu-și puteau lua ochii de la el, văzând pacea lui, văzând modul în care era îmbrăcat, văzând modul în care se îndrepta spre locul acela. Tu te îndrepți spre biserică, nu spre locul execuției. El se îndrepta să se întâlnească cu Dumnezeu. Tu te îndrepți să te întâlnești cu Dumnezeu. Ți-a dat cerul întâlnire. Vrei? Ți-i dor? De ce putem sta acasă? De ce putem rămâne acasă? De ce nu ne-i drag să ne pregătim, să-L întâlnim pe Dumnezeu odată și să ne spună: scoateți încălțămintea din picioare, în așa fel încât să poți să scoți încălțămintea din picioare odată în viața ta?
De ce? Iubită Biserica lui Iisus Hristos, răspândită pe unde știți, fiecare la casele noastre, fiecare cu motivația lui, fiecare cu dorul lui, vreau să vă întreb, nu vă e dor de o seară cu Hristos? Nu vă e dor de Biserica lui? Nu vă e dor să reconstruiți această biserică? Pe fondul acesta aș vrea să vă invit să deschideți Scriptura cu mine în Habacuc, capitolul 2. Este capitolul pe care l-ați studiat săptămâna aceasta. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Versetul 1, primul verset al acestui capitol. Habacuc, de ce te-ai dus? Ce nu puteai să rămâi și acasă? Vreau să vă spun că versetul acesta m-a răscolit. Mi-a răscolit sufletul în momentul în care m-am apropiat de această situație și am încercat să intru puțin în situația, în pantofii lui Habacuc și să-l întreb, Habacuc, dar de ce te-ai dus la turnul tău de veghere, pe turn ca să veghezi, și de ce n-ai rămas acasă? Ce Dumnezeu nu putea să-ți transmită mesajul acasă? Putea sau nu? De ce te-ai dus? Știți, tot datorită acestui text am încercat să trec prin Scriptură în memorie și să mă gândesc, s-a ocupat Domnul Iisus Hristos de dorul lui păcătos ca să se întoarcă acasă? Să se întâlnească cu Iisus Hristos? S-a ocupat? Și răspunsul este da. Pilda fiului risipitor. Mă întorc iar acasă. Dar, așa, dor ca să vină Iisus. Ați observat că s-a ocupat Domnul Iisus Hristos de această perspectivă, și anume, de dorul unui om să vină Iisus la el. Ați observat, s-a ocupat de așa ceva? Mi-am amintit de un psalm al lui David în care David întreabă extraordinar de frumos, Doamne, când vei veni la mine? Și e tare frumos această întrebare a lui David, dar n-am regăsit în pildele Domnului Iisus Hristos și în cuvântarea Domnului Iisus Hristos această preocupare, și anume, un om să întrebe, Doamne, nu mai vii odată? În Apocalips, capitolul 6, la un moment dat, mi se spune, până când, Doamne, zăbovești? Și erau sufletele sub altar care vorbeau în felul acesta. Dar ceea ce vreau să spun este că nu poți să stai acasă și să spui, Doamne, când vei veni la mine. Nu poți să stai acasă. Să stai acasă și să spui, Doamne, când vii la mine, seamănă cu încumetare. Trebuie neapărat să ieși și tu la locul de întâlnire, unde ți-a dat întâlnire Dumnezeu și unde ți-a spus El că va veni. Și trebuie să fii acolo. Și când ai ajuns acolo, îi spui, Doamne, eu sunt aici. Tu vii? Asta înseamnă biserică. Biserică înseamnă obligatoriu să ieși și tu
Nu numai să vină Dumnezeu, pentru că ekkaleo, biserică, ideea aia de eclesia, înseamnă să ieși, să pleci în întâmpinarea mirelui. Și când ai ajuns acolo, unde ți-a dat El întâlnire, atunci poți să-i spui, Doamne, vii? Frații mei, cam așa înțeleg. Ăsta aici este un loc de unde putem să spunem, Doamne, vii? Noi am venit, ne-am strâns, suntem împreună, te așteptăm, Tu vii? Ekkaleo, ieșirea în afară, nu te ține pe loc. Nu poți să stai pe loc și să spui că tu ai ieșit. Atât de mult am spiritualizat lucrurile, frații mei, încât suntem tentați să spunem, a, eu am ieșit cu sufletul, eu am ieșit cu gândirea, eu am făcut altarul de seară și am început sabatul și acum sunt în zona cealaltă și eu am ieșit. Frații mei, poate că gândim așa. Dacă nu puteți să ieșiți mai mult, probabil că Dumnezeu va ține cont. Dar ekkaleo înseamnă să vestiți o adunare sfântă în poporul lui Dumnezeu. Se vestea cu trâmbițe, se suna cu trâmbițe în poporul Israel. Poporul Israel ieșea din corturi și venea unde? La locul de întâlnire. Venea la locul de întâlnire. Dumneavoastră știți, înțelegeți, vă amintiți ce înseamnă, ce înseamnă mișcarea inversă. Deci ekkaleo înseamnă să te scoată din cort și să te aducă unde? La locul de întâlnire. Ce înseamnă invers? Care-i porunca? Mergeți invers. S-a auzit de câteva ori în istoria poporului evreu și este în Biblie. De asta vă întreb. La corturile tale, Israele. Vreau să vă întreb, oare am auzit, ni s-a dat porunca aceasta la corturile tale, Israele? Oare funcționăm după porunca aceasta? Nu ar trebui ca cineva să se simtă mustrat în momentul acesta. Nu este vreme de mustrare, chiar dacă probabil că trebuie făcută și aceasta. Dar este un timp de cercetare și este un timp de intrare pe dinăuntru. Fraților, mă întorc la întrebarea cu care am început. Ni-i dor? Cât de dor? Ne e atât de dor încât să construim Biserica lui Iisus Hristos prin faptul că ne pregătim să ieșim aici? Ne e dor să ieșim din zona noastră de confort, din pijamaua noastră firească, să ieșim din pijama. Pentru că biserică în pijama nu se poate. Poate că mă contrazice și veți spune, da, dar sunt situații în care nu se poate, poți să te rogi Domnului și în pijama. Sigur că da, dar încă o dată, biserică în pijama nu se poate. Pentru că în timp ce te poți ruga Domnului când ești bolnav, când n-ai încotro, în pijama, în timp ce te poți ruga Domnului înainte de a te culca și îl inviți să vină cu tine și dimineața când te scoli și îl inviți să vină cu tine, în timp ce poți să faci lucrurile acestea, biserica înseamnă un exercițiu de întâlnire cu Dumnezeu în respect și în sfințenie. Iar respectul și sfințenia se construiesc. Cum e? Cum te îmbraci? Ce faci dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu? Și dacă vrei să te duci la turnul tău de veghere, ce faci? Te duci în pijama? La turn? Vreau să observați, ieșirea nu este o ieșire de plăcere. Nu este o ieșire de oricum. Ieșirea
este o ieșire la slujbă. Habacuc spune, mă duc la locul meu de strajă pentru ca să veghez. Clar. Nu mă duc să dorm, nu mă duc să mă simt bine, mă duc să veghez. Ce înseamnă a veghea? Fraților, înseamnă în mod foarte serios să scrutezi orizontul în așa fel încât nimic să nu se întâmple fără ca tu să vezi. Tu, adică străjerul. El trebuie să vadă tot, el trebuie să știe tot. E responsabilitatea lui, e slujba lui. Și tot ceea ce vede, traduce. Traduce în prieten sau dușman. Orice mișcare la orizont este tradusă. E un prieten care vine sau e un dușman care se furișează. Asta este slujba străjerului. De ce vii tu la biserică? Nu vii ca să-ți faci slujba? Nu vii ca să veghezi? Vii doar ca să... Să ce? Un alt gând care mă frământă atunci când am citit aceste puține cuvinte a fost acesta. Oare câți din poporul Israel aveau un turn unde se retrăgeau ca să vegheze? Câți? Habacuc era unul. Câți erau? Tatăl meu îmi spunea, vezi valii, vârful ăla de acolo? Casa mea era înconjurată de munți, de vârfuri. Vezi vârful ăla? Da, tată, îl văd. Acolo m-am dus eu să mă rog. Și când ajungeam undeva unde era mai înalt, mă opream să mă rog. Oamenii care fac lucrul acesta nu își îngăduie momente de lejeritate, astfel încât datorită confortului personal să rateze rugul aprins, să rateze întâlnirea cu Dumnezeu, să rateze momentul în care Dumnezeu îi spune scoateți încălțămintea din picioare. El va fi totdeauna acolo unde Dumnezeu îi poruncește să scoată încălțămintea din picioare. Va fi acolo, totdeauna. Pentru că sfințenia și binecuvântarea fac parte din căutarea lor. Înțelegem? E prea simbolic? E prea metaforic? Este biserica mea și biserica ta un rug aprins unde să caut să vin mereu și mereu spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, eu am venit. Tu vii? Spune asta lui Dumnezeu de fiecare dată când vii aici. Doamne, eu am venit. Tu vii? Mă întorc. Oare câți aveau un turn de veghere? Tabloul al doilea la care vă invit să medităm se găsește în Isaia 21. Versetul 8 îmi spune, am strigat ca un leu, Doamne, am stat în turnul meu de pază și stăteam de strajă în toate nopțile. Cine? Poftiți? Dar cine aici, în cazul ăsta? Isaia. Fraților, Habacuc nu este unul singur. Isaia face și el același lucru. Se pare că este un fel de a fi în rândurile profeților. Această idee, eu am un turn de veghere.
Întotdeauna Habacuc, capitolul 2 și Isaia 21 au mers împreună, au făcut parte din aceeași idee profetică a omului care veghează, a omului care iasă din zona lui normală și se așează într-o zonă cu totul și cu totul diferită, turnul de veghere. Și devine veghetor. Devine veghetor. Din nou, am întrebări pentru mine. Cine-i veghetorul aici? La Loma Linda, Biserica Română. Cine-i veghetorul? Câte turnuri de veghere există? Cât se retrag acolo pentru a aștepta un răspuns din partea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-i spună, scrie prorocia, cum i-a spus lui Habacuc, scrie-o pe table de piatră, pune-o să se poate citi ușor, să o citească oricine. Cine este veghetorul? M-am frământat și eu și mi-a zis, Doamne, o-i fi eu? Și sigur că da. Sunt eu. Dar te rog frumos, spune și tu aceeași întrebare. Și vezi ce răspuns. Te rog mult de tot, nu fă abstracție de sub întrebarea asta. Puneți-o. Și vezi, ești pe turn, nu ești pe turn, te duci, nu te duci. Versetul 11 este unul dintre cele mai frumoase momente. Fraților, înainte să citim versetul 11, mă confrunt cu ideea aceasta, așa anume, ce câștigi dacă te duci și tot stai în fiecare noapte, spune Isaia, stai pe turn așa și veghezi și te chinui și te uiți și îți faci slujba. Ce câștigi? Și am ajuns să cred că foarte mulți dintre noi am abandonat turnul pentru faptul că ni se pare că nu este relevant și nu există eficiență. Eu stau pe turn aici, mă totui, nu se întâmplă nimic. O noapte, două, trei, lasă-mă, mă mai dau și jos, mai dorm liniștit acasă, mai până când. Și uite așa, rândurile se răresc. Turnurile se răresc, străjerii de asemenea. Cu candela mai mult sau mai puțin plină, cuvântul lui Dumnezeu spune că fecioarele s-au retras la somn. Hibernarea este extrem de convenabilă pentru poporul lui Dumnezeu. În nădejdea că noi dormim acum, dar când va veni să vină, ne trezim instantaneu. Și în timp ce noi credem că ne vom trezi instantaneu, evenimentele din jurul nostru explodează. Și nimeni nu se trezește. Tot așa mergem. Partea frumoasă. Mi se strigă din Seir. De unde? De unde? Ce-i Seirul? Ce e Seirul? Uitați-vă la titlu, că e simplu. Titlul versetului 11, când zice înainte de prorocia asupra Dumei, împotriva? Nu. Împotriva? Edomului. Seirul e în Edom. Fraților,
E un turn în poporul Israel, nu știu unde, turnul lui Isaia. Stă Isaia în fiecare noapte și se uită și veghează. Și la un moment dat se strâng în jurul lui oameni de unde? Din Seir. Vreau să vă întreb, de ce n-au venit din Iudeea? De ce n-au venit din Israel? De ce din Seir? Vin edomiții și întreabă, oameni buni, de atâta vreme așteptăm să vină dimineața. Auziți? Cine? Edomul spune, de atâta vreme așteptăm să vină dimineața. În timp ce poporul lui Dumnezeu nu mai poate de somn. Așa pică unul după altul. În timpul ăsta edomiții vin și spun, cât mai e, că noi nu mai putem dormi. Noi ne-am trezit de la ora 4, de la ora 5, stăm și vreau să vină dimineața. Vine sau nu? Nu s-au dus în altă parte. S-au dus la turnul lui Isaia și au zis, Isaia, spune-ne, vine sau nu dimineața? Edomul, vor veni și alții? Edomul este simbolul acelor oameni pe care Duhul lui Dumnezeu îi scoate de peste tot. Și în timp ce este noapte, pe bâșbâite, oamenii ăștia se strâng în jurul turnului lui Isaia. Vedeți, asta este răsplătirea, să stai în turn. Asta e răsplătirea. După ce ai stat în turn o zi, adică o noapte, două, trei, cinci, un an, nu știu câte, va veni o vreme când în jurul tău se vor strânge oameni pe care nu ai văzut niciodată, pe care nu ai știut niciodată și vor întreba, spune-ne, când vine dimineața? Și dacă până acum nu te-a întrebat nimeni, dacă până acum cei din poporul tău nu te-au întrebat că dormeau, dacă cei din poporul tău și-au părăsit turnurile și erai singur, dacă până atunci ți s-a părut că slujba ți-e degeaba, va veni o vreme când vei începe să stai de vorbă cu oameni pe care nu i-ai știut, nu i-ai cunoscut și vei mulțumi lui Dumnezeu că ți-a dat. Cuvântul lui Dumnezeu zice, vei mulțumi lui Dumnezeu pentru copiii tăi, tu care erai stearpă, tu care n-ai avut niciun copil, te vei trezi cu o mulțime de fii. Imaginea asta a unei biserici înconjurată de oameni care caută dimineața este cea mai frumoasă imagine pe care am găsit-o ca să-mi dea nădejde și speranță. Nu știu cum vedeți dumneavoastră turnul acesta. Mic, amărât și așa mai departe. De câtă vreme tot vrem să o facem mai mare pentru ca să cuprindă pe mai mulți oameni când vor veni să intre. Dar, frații mei, va veni vremea când orice turn în care se veghează va fi folosit de Dumnezeu ca să răspundă unei omeniri plină de întrebări. Plină de întrebări. Se lucrează acum la mințile oamenilor, evident, se lucrează pentru a-i îndepărta de Dumnezeu, dar orice efort care se face pentru a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu are până la urmă o contralogică în așa fel încât oamenii se apropie de Dumnezeu în aceeași măsură și toți aceia în inima cărora Tatăl lucrează se vor întoarce în jurul turnului și vor întreba, Doamne, cât mai este din noapte. Străjerule, mai este mult din noapte? Și străjerul răspunde, e spre dimineață, oameni buni. Dar e o dimineață cu totul specială. Este o dimineață plină de întuneric. Plină de întuneric. Și întunericul nu se dizolvă ușor. Se produce o recapitulație a întregii istorii astăzi. Haideți să înțelegem lucrul acesta.
Astăzi se adună Babilonul de altădată, cu Medo-Persia de altădată, cu Roma de altădată, cu Grecia de altădată, cu tot păgânismul de altădată, cu bisericile apostate la rândul lor, se adună toate împreună și creează un amalgam al întunericului atât de puternic, încât în timp ce Dumnezeu se apropie să aducă dimineața, aici, la nivelul pământului, există o pâclă care nu dă voie razelor cerești să pătrundă. Cât va rezista pâcla? Cât va rezista? O va străpunge cerul. Dar deocamdată, auziți ce spune titlul, adică străjerul spune, dacă vreți să întrebați, întrebați. Dar acum nu știu să vă spun când va veni, pentru că străjerul nu vede nimic, e noapte. Dar nu vă duceți departe. Întorceți-vă. Veniți iarăși și întrebați. Și întrebați mereu și mereu. Stați aproape, țineți calendarul. Stați aproape. Doamne, dacă am putea înțelege gândurile astea, nu plecați, întorceți-vă iarăși. Dacă aș putea să le spun fraților mei care pleacă și se întorc atât de greu la biserică, care stau în zone departe, dacă am putea să înțelegem această chemare, întorceți-vă iarăși și întrebați, veniți la turn. Ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Ce vreme trăim! Al treilea tablou pe care aș vrea să îl prezint înaintea dumneavoastră de încheiere se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Zece și 11. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia Domnul Iisus Hristos, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: de ce stați și vă uitați la cer? Vă duceți aminte de textul celălalt care spune, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii. Și dacă v-ar întreba lumea și oamenii de ce stați și vă uitați la cer, ce i-ați putea spune? Vreau să vă întreb, ați putea spune că sunteți străjeri? Fiecare dintre dumneavoastră ați putea răspunde așa: mă uit la cer pentru că sunt străjer. I-ați putea spune? Să știți că o mare parte din apatia noastră, din, eu știu, confuzia noastră, se datorează faptului că noi nu ne-am luat în serios slujba. Și pentru că avem impresia că pastorul e străjerul, din cauza aceasta noi stăm și nu urcăm pe turn. Din cauza asta nu avem ochii ațintiți spre cer. Din cauza asta sunt multe lucruri. Dar vreau să vă mai întreb la final. Vă e dor de cer? Dacă vă e dor de cer, suiți în turn. Urcați în turn. Spuneți lumii întregi că sunteți străjeri. Și dacă aveți ochii ațintiți spre cer, este pentru că așteptați să vină El. Că ați venit într-un loc, ați făcut deplasarea de la casa dumneavoastră până la locul acesta, așa cum îi spuneți Lui: Doamne, eu am venit. Tu vii? Și locul ăsta, turnul, e de întâlnire cu El. Spiritul profetic spune la un moment dat: orele noastre de rugăciune, orele de redeșteptare sunt momentele
în care va fi revărsat Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, momentele în care va veni. Oare vei lipsi? Oare vei lipsi? Mă opresc aici, frații mei. În seara asta aș vrea tare mult să rămânem cu ochii ațintiți spre cer de dor. Vă invit înainte de a ne ruga să cântăm împreună cântarea 483. 483. Strofa 1, 3, 4 și 5. Fără strofa a doua, deci. 1, 3, 4 și 5. Trâmbiți, sunați, căci noaptea. Trâmbiți, sunați peste cer și pământ. Viața voastră creștină trebuie să ia forme viguroase și puternice. Voi puteți să atingeți înaltul standard prezentat de Scriptură și trebuie să îl atingeți dacă vreți să fiți copiii săi. Nu puteți sta pe loc. Trebuie fie să avansați, fie să regresați. Trebuie să aveți cunoștințe spirituale ca să puteți să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Mărturii pentru Biserică, volumul 5, pagina 264. Tatăl nostru, e seară. În condițiile acestea de seară, ne-am luat timp, Doamne, să ne uităm la turnul nostru. Uneori gol, uneori părăsit, care ne așteaptă. În numele Domnului Iisus, dă-ne iarăși dragul de a ieși în întâmpinarea Ta, de a urca pe muntele sau pe turnul acesta de veghiere, Părinte,
și acolo să stăm cu ochii ațintiți spre cer de dor, de bucurie, de drag, de faptul că nu putem face altfel. Și în timp ce e noapte, de jur împrejur, Doamne, ajută-ne să căutăm lumina și să te căutăm pe tine care să vii. Tată, atinge-te de sufletul nostru. Sensibilizează-ne, atrage-ne la tine. Ajută-ne, Părinte, ca să putem să auzim răspunsuri cerești pentru oamenii care au atâtea întrebări în jurul nostru. Și fă, Doamne, ca să ne poți pregăti pentru ziua în care ne vei trimite, Doamne, să luminăm tot pământul cu slava Ta. Pentru asta te rugăm să folosești turnul nostru de aici. Pentru ca să coboare lumină de la Tine în locul acesta. Și lumina asta să o luăm fiecare în suflet, în viață. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.